Bună seara și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii Cap Limpede, un format special în această seară. Ni se alătură prin Skype domnul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu, sper că ne auziți și ne vedeți bine. Bună seara, domnule Pândaru, bună seara, stimați respectători. Mă bucur că suntem chiar și în acest format împreună. Ei bine, e însă un format puțin mai special astă seară, pentru că avem și un invitat în platou. Este vorba despre ministrul apărării Vasile Dâncu. Bună seara, domnule Dâncu, și mulțumim că ați venit. Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu. Am mai fost în Am mai fost în această formulă aici la Cap Limpede și o să vă propun să avem astăzi un dialog în special despre războiul din Ucraina, evoluția acestui război și apropiata dată de 9 mai, pentru că este una care e încărcată de semnificație, sau, în fine, propaganda rusă o încarcă de semnificație. Vă propun să începem în primele minute ale discuției din această seară, domnule Popescu, cu dumneavoastră și un eveniment important, aș putea spune, pentru că a fost și unul care a generat un mic conflict în Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a decis că legea prin care sunt tăiate pensiile speciale ale parlamentarilor, o lege votată de către Parlamentul României, nu este constituțională. Spun sau menționam acea dispută din interiorul curții, pentru că unul dintre judecători, Daniel Morar, a ieșit, a și făcut declarații publice spunând că acea minută nu este una legală și a explicat un alt traseu pe care ar fi trebuit să-l aibă, dar în special și votul dânsului sau prezența dânsului ar fi trebuit să fie necesar. Ați urmărit, domnule Popescu, subiectul? Da, sigur. Sigur că l-am urmărit. Cum să nu-l urmăresc? Nu puteam să nu-l urmăresc. E o întrebare. După părerea mea, întrebarea principală în legătură cu această temă este: care e bătaia de joc mai mare? În ce constă bătaia de joc la adresa cetățenilor mai mare? În faptul că pensiile speciale nu sunt eliminate și că acum ar trebui plătite retroactiv, din urmă, sau în modul în care a blocat aplicarea legii de eliminare a pensiilor speciale venită din Parlament, Curtea Constituțională a României? E greu să alegi, pentru că în primul caz este vorba de banii care vor fi dați în continuare de la bugetul de stat în aceste condiții de austeritate, în aceste condiții de criză economică, socială, militară și așa mai departe, bani care vor fi luați de aceste personaje pe care am să le și nominalizez. Sau modul aiuritor, tâmpificant în care această curte constituțională, Curtea Constituțională este de ani de zile o plagă pentru România. Este autoarea unora dintre cele mai scandaloase decizii care s-au luat vreodată în această țară. Vă amintesc vârfurile. Pe când era domnul Zegrean șef al Curții Constituționale, celebra erată, da? Prin care pur și simplu au modificat tot ceea ce ei spuseseră în așa fel încât să acel referendum să nu-l poată afecta pe președintele de atunci, Traian Băsescu. Și doi, modul în care au aprobat, deși nu era treaba lor,
demiterea din funcție a șefului DNA de atunci, Laura Codruța Kövesi. Această hotărâre fiind după aceea infirmată și condamnată de organismele europene. Această instituție, CCR-ul acesta, instituție numită politic, unde nu se face altceva decât politică, cum se face și în cazul de față, face, după părerea mea, răul cel mai mare României. Ia hotărâri care nu pot fi atacate de nimeni, face exact ce vrea, ceea ce mi se pare absolut anormal. Și acum, haideți să vedem cum stau lucrurile din punct de vedere logic și după aceea o să fiu foarte curios să aud părerea domnului Dâncu, care nu este numai ministrul apărării, este și un înalt responsabil PSD. Deci, obiecția, blocarea acestei legi se face de Curtea Constituțională prin următorul motiv. Parlamentarii au votat prea repede. Adică ar fi trebuit să mai stea. E o exigență constituțională, așa spune, exigență constituțională. Deci nu e vorba de un articol din Constituție, o exigență constituțională, așa spune Curtea, ca să stea parlamentarii și să mai discute mai mult. Această hotărâre în 17 februarie 2021 a fost luată cu 357 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și parlamentarii UDMR, cam 30, n-au votat. Dar n-a fost niciun vot împotrivă. Deci, zdrobitor, întreg parlamentul, putem spune în unanimitate, e de acord să rezolve cât mai repede această problemă și să fie eliminate pensiile speciale. Și Curtea Constituțională spune acestei hotărâri parlamentare că nu e constituțională. Ce nu e constituțional, stimați telespectatori? Nu? E de bun simț pentru orice simplu cetățean. Ce nu e constituțional? Noi, Parlamentul, am hotărât să se facă lucrul ăsta cât mai repede, suntem cu toții de acord. N-a existat nicio facțiune în Parlament care să se opună să protesteze la Curtea Constituțională? Nu! Și vine Curtea și spune, nu, trebuie să mai votați odată și să vă gândiți. Ăsta este motiv. Și acum e vorba de niște personaje care au fost prim-ministri, ministri, parlamentari ai acestei țări, s-au aflat în fruntea acestei țări și care acum nu mai au funcții. Că asta este deosebirea. Ei nu mai au funcții. Nici domnul Adrian Năstase, nici domnul Petre Roman, domnul Meleșcanu, domnul Vasile Blaga, domnul Petre Daea, Dan Matei Agaton, Gabriel Oprea și mulți alții, sunt zeci de foști parlamentari care au făcut acest demers pentru a li se da banii înapoi. Bani care înseamnă 5-6 mii de lei și care în cazul parlamentarilor cu mai multe mandate, unii pot avea și câte 5, câte 6, înseamnă vreo 16.000 de lei pensii. Da? În condițiile în care avem o pensie de 1.800 de lei. Asta este pensia medie în România, de 1.800 de lei. Și atunci, uitați-vă la acești oameni. Dacă ar fi fost acum prin Parlament, cu siguranță că ar fi votat împreună cu ceilalți 357 pentru eliminarea pensiilor speciale, pentru că mai speră la niște, ar mai fi sperat la niște voturi, să mai fie aleși. Acum ne mai avem funcție, pot să-și exprime tot disprețul și niserupismul față de cetățeni, cerând să li se dea banii înapoi. Da? Mii și mii de lei în aceste condiții. Niște foști înalți responsabili din România, care ar fi trebuit în momente ca acesta, în care se găsește țara cu prețurile astea, cu tot ce se întâmplă,
nu ne-am fi așteptat de la ei să nu facă un astfel de demers, nu cred că e muritor de foame vreunul dintre acești domni. Interpretarea domnului Cristian Tudor Popescu și analiza dânsului. Domnule Dâncu, votul Parlamentului pe această lege, eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, a fost unul majoritar. Exact cum aducea aminte și domnul Cristian Tudor Popescu. Hotărârea Curții Constituționale rămâne însă de neatacat. Vor găsi soluții colegii dumneavoastră pentru a schimba lucrurile? Da, ca să aduc oarecum continuitate sau un comentariu la ceea ce spunea domnul Cristian Tudor Popescu, și eu m-am întrebat și atunci, chiar dacă am fost printre cei care am votat și am această credință că nu trebuie parlamentarii să aibă drepturi speciale, pentru că ceilalți oameni care lucrează în condiții mult mai grele, în fabrici, în mine sau în alte lucruri, nu au pensii speciale, au pensii pentru ceea ce au muncit. Apoi, meseria de parlamentar nu este o profesie care să spunem să fie o profesie care să merite un statut special. În mod normal, reprezinți acolo niște oameni dintr-o circumscripție. Nu trebuie să te bazezi pe asta în întreaga ta viață. Dar ca să continui raționamentul anterior, aș putea să spun, să ne întrebăm câtă sinceritate a fost atunci când aproape toată lumea a fost aproape unanimitate. Câtă sinceritate a fost la cei care au votat și câtă, să spunem, presiune din partea electoratului, din partea presei și așa mai departe. Eu nu cred că toată lumea a fost sinceră atunci când a votat asta. Curtea Constituțională, din nefericire, în multe situații cumulează defectele politicii și defectele justiției din România. Pentru că justiția, din nefericire, în România își face singură dreptate, și votează pensii, își votează salariile, nu ai ce să faci, pentru că nu, e cunoscută butadă, cred că din Dostoevski, cine îi păzește pe pasnici. Justiția la noi își face dreptate singură, evident că noi trebuie să respectăm criterii democratici, să respectăm asta. Dar în acest moment, cred că există o soluție foarte simplă. Și Parlamentul și partidele se va vedea dacă vor avea, au fost sinceri atunci, și vor promova acum un nou proiect de lege, în același condiții, sigur, respectându-se atunci timpul de gândire sau alte lucruri care vor fi probabil imputate de Curtea Constituțională. Cred că este foarte simplu. Partidul Social Democrat o să pună din nou această lege, probabil, asta mi-a spus președintele partidului, și o vom face mai să fie regulamentară, ca să spunem așa. Deci se va vedea dacă, într-adevăr, parlamentarii sunt consecvenți în ceea ce au hotărât atunci. Nu cred că merităm pensii speciale în niciun caz. Bun. Este un... Aș pune o întrebare, vă rog, domnule ministru. Aș pune următoarea întrebare. Oare nu este absurd și jignitor modul de lucru între Parlament și Curtea Constituțională? Va să zic că această hotărâre a luat-o Parlamentul în 17 februarie 2021. Suntem în mai 2022. Nu se putea ca acest an și ceva să nu existe? Era foarte simplu. Dom'le, asta este hotărârea noastră, să existe o comunicare continuă cu Curtea Constituțională, cu experții de acolo, și experții să spună din primul moment, acolo nu e bine, acolo nu e bine, acolo nu e bine. Bun, și când se trimite la Curtea Constituțională, la forul decizional, să fie acceptat documentul. De ce trebuie să stăm un an de zile, un an și ceva, ca să vină distinsa Curte Constituțională și să ne dea acest motiv, pentru care i-a trebuit un an și ceva, pentru maimuțe antropoide? Că Parlamentul a votat prea repede. Eu cred că aceasta este o dovadă că nu există în interiorul clasei politice o anumită conștiință a priorităților pe care le are națiunea la un moment dat. Și foarte multe lucruri care au aparență democratică, de exemplu, la un moment dat printr-o decizie, nu constituie cu adevărat voința politică a partidelor și a celor care sunt acolo. Pentru că altfel, în mod normal, ar trebui ca, existând anumite priorități, partidele trimițându-și
în Curtea Constituțională, acolo trimițându-și oamenii, ar trebui să existe un consens în acest lucru. Dacă aceste decizii se iau la Parlament, sunt raționale, au fost votate de toată lumea, nu ar trebui să mai existe discuții pe această temă, sau dacă există, să existe, sigur, imediat. Arată fragmentarea politică din România și faptul că nu funcționează cum ar trebui instituțiile din România. Bun. Aici, Curtea Constituțională și judecătorii Curții Constituționale ar trebui să fie total independenți față de partidele care îi trimit acolo. În cazul de față, nu vorbim despre o sesizare a unui grup parlamentar către Curtea Constituțională, dacă mi-amintesc bine, vorbim despre niște procese unde au fost ridicate în timpul procesului excepție de neconstituționalitate. Și asta este calea prin care au ajuns, de fapt, aceste sesizări ale mai multor foști parlamentari care s-au judecat cu statul pentru a-și lua pensiile și în această perioadă. În modul ăsta au ajuns aceste sesizări să fie judecate de Curtea Constituțională. Cred că este vorba aici, sigur, de un viciu de procedură pe care spune Curtea Constituțională. Dar sunt în România zeci de legi, dacă nu ar fi sute de legi care nu s-au aplicat și nu se aplică de ani de zile, pentru că nu există norme de aplicare, de exemplu. Este cea mai bună jumecherie de a nu aplica o lege. Se dă legea, o votează Parlamentul, președintele o promulgă și după aceea nu se dau norme de aplicare. Dacă ne-am uitat așa și s-a uitat și Curtea Constituțională la aceste lucruri care sunt de fond pentru societatea noastră, cred că ar fi un lucru normal și ar fi mult mai bine. Bun. Este un prim subiect al discuției de astăzi. În timp ce noi avem această dezbatere la televizor, se mai întâmplă un eveniment cu o semnificație chiar specială. În România avem parte de vizita primei doamne a Statelor Unite ale Americii și a ajuns astăzi la București, în această după-amiază. Prima oprire a făcut-o la baza militară de la Cogălnicianu. Vedem și o să vedem imagini în scurt timp de acolo, de după-amiază. Sunt în acest moment imagini din momentul în care a aterizat la baza militară de la Cogălnicianu. E așteptat în aceste clipe la București, Jill Biden. Și o să vreau să discutăm puțin despre semnificația acestei vizite. De fapt, care este mesajul pe care America îl dă României? Încep cu dumneavoastră, domnule ministru. Sigur că venirea primei doamne la noi nu poate fi înțeleasă în totalitate ca gest, pentru că noi nu avem instituția primei doamne. Chiar dacă avem o primă doamnă care este soția președintelui, de regulă, soția președintelui în România nu are prerogative. Nu are prerogative oficiale. În Statele Unite, prima doamnă îndeplinește câteva funcții care nu sunt neapărat foarte formal exprimate în Constituție sau în alte locuri, dar este reprezentant, un fel de reprezentant, un fel de mama răniților, ca să spunem așa, pentru zona socială, pentru zona celor, dar desmoșteniților sorții, pentru cei invizibili în societate. Și este simbolul faptului că societatea nu-i uită pe aceștia. Chiar dacă președintele și instituțiile trebuie să se ocupe de lucrurile presante care sunt vizibile, major în societate, prima doamnă nu uită pe ceilalți. Aici este vorba de zona aceasta a refugiaților. Evident că este o chestiune politică această vizită. Sigur că doamna, prima doamnă Americii vine aici să dea un semn că America nu trimite doar arme, nu trimite doar ajutor în armament, ci se gândește și are grijă și de cei care sunt perdanții absoluți ai războiului, cei care și-au pierdut casa, cei care sunt plecați în bejenie. Deci aceasta este prima semnificație și este foarte importantă. O a doua semnificație care vine tot de aici și are legătură cu asta este încercarea de a sensibiliza societățile din Est, de pe flancul estic, cum spunem noi la armată, asupra nevoii de a fi apropiați de această temă, de a sensibiliza societățile. Cred că în România nu este cazul, pentru că în România am avut o mobilizare foarte bună a societății și poate că a fost chiar privită de foarte mulți oameni ca fiind aproape o surpriză. Vă spun sincer că și eu am fost un pic surprins, pentru că văd că există o lipsă de empatie pentru cei săraci din România. Instituțiile fac, când fac ceea ceva,
mai degrabă la marile scandaluri sau sunt programe politice acestea. Ori am văzut o mobilizare exemplară a societății civile în a primi refugiații încă din primele zile. Și această empatie cu străinii a fost și pentru mine o surpriză extraordinară. Acesta este unul din semnele pe care le dă prima doamnă. Și în fine, a treia semnificație, să spun, este și o formă de a mulțumi românilor, polonezilor sau unde o să mai meargă, a mulțumit pentru modul în care s-au descurcat în această chestiune socială. Cred că acestea sunt principalele semnificații ale unei asemenea vizite în acest moment. Domnule Popescu? Am primit o serie de mesaje în legătură cu și eu, în legătură cu vizita doamnei Biden. Și revenea o întrebare acolo. Ce caută prima doamnă a Statelor Unite, nu? Doamna Biden, o femeie care se ocupă cu educația, cu cei, cu copii, ce caută în baza militară de la Cogălnicean? Ce caută ea? Ce treabă are cu militarii, cu războiul? Da, asta înseamnă, înainte să trimiți mesaje și să întrebi, înseamnă să nu te documentezi. Pentru că doamna Biden are o activitate de ani și ani de zile în sprijinul militarilor, familiilor militarilor uciși în teatrele de operațiuni, celor care au rămas cu răni grave, mutilați, cu dizabilități, cei care au sindrom post-traumatic după războaie. Pe toți aceștia, doamna Biden a făcut eforturi deosebite pentru ca ei să fie ajutați. Iată de ce se duce doamna Biden la Cogălnicianu. Are ce să caute acolo. Iar faptul că a venit în România, a venit în România și în Slovacia, dacă nu mă înșel, se duce la Bratislava de aici. Atât, a venit în România și în Slovacia. Putea să meargă și în alte țări. A venit în România. Deci asta este, cum spunea și domnul ministru, este o recunoaștere a acestei atitudini excepționale a poporului român, care și pentru mine a fost oarecum surprinzătoare în legătură cu primirea și sprijinul pentru refugiații ucraineni. Și aici aș vrea surprinzătorul ăsta, cuvânt pe care l-a rostit și domnul Tâncu și îl rostesc și eu, e în legătură cu ceea ce spunea domnul Dâncu, cred că ieri sau alaltăieri, că primește zeci de mesaje de la români care îl întreabă de ce îi susținem noi pe ucraineni. De ce să îi susținem? Ce treabă avem noi, în cel mai bun caz, ce treabă avem noi cu războiul din Ucraina? Și în cazurile mai ascuțite, nu ne-au luat, ne-au luat Bucovina de Nord, nu ne-au luat județele din sudul Basarabiei. De ce să-i ajutăm? Și aș vrea să-l întreb pe domnul ministru, ce e cu aceste mesaje? De unde vin ele din poporul român? Din ce zonă politico-socială, umană, vin aceste mesaje pe care le văd și eu și le identific. Da, este vorba de mesaje, poate n-am precizat bine, chiar mesaje, zeci de mesaje pe zi. Nu este vorba de mesaje numai contabilizate, să spunem, la o perioadă mai lungă de timp. Este ceea ce eu am numit, gândindu-mă mai bine la asta, am încercat să-i dau o formă conceptuală așa, iluzia neutralismului. O formă, până la urmă, de a te minți pe tine și de a încerca să maschiezi cumva indiferența și chiar intoleranța. Pentru că toate vin dintr-o zonă mai degrabă infectată politic, din zona unora care în acest moment spun, au preluat oarecum varianta rusă, după care noi trebuie să ne vedem de temele noastre, după care guvernul și cei care conduc România sunt trădători de multă vreme, că ar trebui să fim mai duri cu minoritățile, că dăm prea multe drepturi, că nu cerem celorlalți. Adică este ceea ce
Până la urmă, s-a observat în ultima vreme o parte din societatea noastră, ce-i drept că este mică. M-am uitat într-un sondaj nepublicat ieri, printre cei care spuneam că n-ar trebui să sprijinim Ucraina, erau parcă 17%. Sigur că este o cincime din populație aproape. Nu este nesemnificativ acest procent. Acest procent poate să crească la un moment dat. Însă este acel segment din populație care nu înțelege mersul istoriei. Nu înțelege că astăzi, și există un proverb, eu am discutat despre acesta chiar cu autoritățile ucrainiene de multe ori. M-am întâlnit și cu președintele, și cu premier, cu ministrul apărării Reznikov, la Ramstein, m-am întâlnit și cu ministrul de externe Kuleba și cu partenerii noștri. Ei ne-au spus, o să rezolvăm problema pe care românii o au acolo cu limba, cu școala și celelalte. Și le-am spus, noi în momentul acesta avem un proverb care este foarte bun în această situație. Când vecinului arde casa, nu te cerți cu el. Aștept să stingeți incendiul și după aceea discuți. Dar există această tendință la noi, sigur că și la noi există, este covârșitoare tendința inversă, aceea a solidarității spontane chiar cu drama celor din Ucraina. Dar există, din nefericire, și din această tendință, e tendință până la urmă europeană, o tendință, din aceasta se alimentează până la urmă partidele noastre care încearcă să folosească această dramă pentru a câștiga capitalul electoral. Până la urmă am văzut că a crescut peste tot această tendință. Dacă ne uităm în Franța, chiar dacă Macron, după Jacques Chirac, a fost primul care a câștigat alegerile, un al doilea mandat, dar a ajuns această tendință la 41% din 20 și ceva cât era în anii trecuți. Deci există o creștere a unei forme de intoleranță și unei forme de naționalism care funcționează invers. Dacă în Ucraina, de exemplu, când rușii au încercat în propaganda din 2014 până acum cel puțin, au încercat să-i îngroape într-un concept. Nu este o națiune, există corupție, sunt oligarhi, de fapt sunt un fel de ruși, tot ortodoși sunt, doar că sunt haotici și subdezvoltați. Au venit ucrainienii cu un proiect de comunicare la care șef a fost actualul ministru de externe, Kuleba, și au reconstruit, sigur, pornind de la ideea de națiune. Suntem curajoși și ne opunem, nu suntem niște legume ale istoriei și vom reuși. Asta a fost una din formulele prin care după aceea au clădit încet, încet, au încercat să iasă din eticheta pe care rușii le-au pus-o din punct de vedere propagandistic. Eu cred că noi trebuie să mergem mai departe și eu cred că de data asta România a nimerit sensul bun al istoriei, ca să spunem așa, adică a nimerit raționamentul bun, pentru că a încercat să eziți, chiar dacă noi nu avem un proiect comunicațional foarte, un profil comunicațional puternic în această zonă, noi am ales să facem mai degrabă acest ajutor, să-l lăsăm să se vadă mai mult și sau să se cuantifice mai târziu decât acum. Totuși, este important că noi, în momentul acesta, suntem pe sensul bun al istoriei, cred. Cum spune Stefan Zweig, sunt momente ore astrale ale omenirii, care, la un moment dat, fac o schimbare bruscă. Nu o schimbare evolutivă, așa cum știam noi de pe vremuri, că cum acumulările cantitative duc la creștere cantitativă, la schimbare calitativă, ci printr-o schimbare radicală. Se schimbă lumea în acest moment și sunt unii care n-au înțeles ce trebuie să faci în momentele în care se schimbă lumea și în care trebuie să ai un anumit tip de comportament. Domnule Popescu, un alt subiect și o dată mai degrabă. Vă rog. Scuzați-mă, domnule, aș vrea să adaug ceva la ce vă rog, a spus. Vă rog, sigur. Am văzut acum un sondaj foarte recent, Eurobarometru. 63% dintre români sunt mulțumiți de cum a reacționat Uniunea Europeană. Peste media europeană, care e 52%. Asta mi se pare că vine în sprijinul a ceea ce spunea domnul Dâncu, că totuși majoritatea românilor sunt acum de partea bună a istoriei. Chiar dacă există și acești inși, mă rog, câți ori fi ei, o cincime sau mai mult, am auzit și eu tipul ăsta de discurs
E foarte răspândit. L-am văzut la televiziuni, diversi politicieni, mă rog, jurnaliști, care, comentatori, care vin cu ideea următoare. De ce nu se face mai mult pentru pace? Am auzit numai despre război, dar de ce nu fac mai mult liderii NATO și UE pentru pace? De ce? Și aici s-a întâmplat ceva ce m-a afectat personal, pentru că e vorba de o persoană pe care o respect nespus, e vorba de Papa Francisc, de Părintele Francisc, care a spus acum să nu se mai livreze armament Ucrainei. Pentru că în felul ăsta nu se poate pune capăt războiului. Cum poți să spui așa ceva? Păi ce să faci? Ministrul economiei din Germania, Robert Habeck, a spus în legătură cu asta, după părerea mea, a vorbit cel mai bine, spunând așa, un pic de ocupație, un pic de viol și execuție ar trebui să fie acceptabile. Și Ucraina ar trebui să capituleze rapid. Da? Cam asta se referea la o scrisoare, mă rog, a unor politicieni germani, mă rog, și persoane publice. Deci, despre asta este vorba. Cum să nu dai arme Ucrainei când Rusia toacă pur și simplu, ăsta nu mai e război, e operațiune specială de distrugere a Ucrainei, infrastructurii, a clădirilor și a oamenilor care sunt uciși, violați, deportați cu miile, cu zecile de mii. Și atunci, cum să... Ce pace să faci când ambasadorul rus la ONU spune expressis verbis acum? Nu e momentul să vorbim despre un tratat de pace, pentru că asta ar însemna să fie în avantajul Ucrainei. În acest moment nu e în interesul Rusiei un tratat de pace. Adică când e în interesul Rusiei? Când a ocupat suficient de mult din Ucraina, atunci putem discuta. Mai grav. Deci, Papa Francisc se apucă să spună că NATO, că Rusia poate că a atacat Ucraina, aici am citit de două ori, de trei ori, nu-mi vrea să cred, dar totuși a spus asta, că NATO, că asta, Rusia a atacat Ucraina pentru că NATO a lătrat la poarta Rusiei. Poate a lătrat NATO la poarta Rusiei. Adică, bun, lăsând la o parte cum a lătrat NATO la poarta Rusiei, a atacat ceva rusesc, NATO, a afectat suveranitatea, integritatea, independența Rusiei, NATO, în vreun fel. Dar hai să zicem, păi, sanctitatea sa ce ne spune? Ne spune că dacă un câine latră, așa a spus, a lătrat NATO, el trebuie să fie mitraliat. Nu? Trebuie să fie împușcat dacă latră. Pentru că asta fac rușii. Cum poți să spui așa ceva? Deci ăsta, discursul ăsta neutralist de care vorbea domnul Dâncu este extrem, el este ilogic, e total ilogic. Cum să vor, pace, pace, să facem pace, să fim neutri, nu ne băgăm. Cum să nu te bagi când aici vezi un găligan care dă cu tot ce are într-o un om mai firav, îl calcă în picioare la pământ și discursul este, domne, noi nu ne băgăm, nu ne amestecăm și ăia doi să se împace. Să se împace, cum era pe la judecătoriile de pace, adică ăia care veneau acolo și scoteau ochii, spărseseră capul unul altuia și judecătorul comunist spunea împăcați-vă, împăcați-vă, în vreme ce curgea sângele. Da? Dar este un discurs extrem de răspândit și care, într-adevăr, slujește Moscovei, propagandei Moscovei, în foarte mare măsură. Despre propaganda moscovită, poate că vom putea să mai discutăm aici în emisiune, pentru că este extrem de interesant ce se întâmplă în domeniul ăsta. Păi, o zi în care o să vedem mașinăria de propagandă la lucru în întreaga splendoare va fi cea de luni, pe 9 mai, când
e așteptată o paradă la Moscova și sărbătorirea succesului militar după la finalul celui de-al doilea război mondial. Sigur, este o sărbătoare pe care Vladimir Putin a adus-o în actualitate, nu e una care se ținea nici măcar în perioada URSS-ului în fiecare an. Domnule Dâncu, care sunt așteptările pe care România, aliații din NATO le au față de această zi, când Rusia, spun mulți analiști, vrea să prezinte o victorie? Rusia a folosit toată această perioadă din 2014 până acum, a încercat să folosească diplomația și, în general, faptele de factură diplomatică și instituțională, să spunem, ale Ministerului de Externe, mai degrabă ca mijloc de demagogie, mai degrabă ca mijloc de înșelătorie. A făcut-o de foarte multe ori. În trecut, te bazai pe ce spune ministrul de externe, de exemplu, purtătorului de cuvânt, însemnau declarații oficiale în care sigur se întâmplau. Am văzut ce s-a întâmplat până acum, că au fost folosite mai degrabă pentru a crea anumite sentimente în masă, pentru a îi speria pe cei de pe flancul estic, pentru a crea diverse diversiuni. Eu cred că această sărbătoare a propagandei nu va avea nicio substanță. Probabil că va avea o substanță în Rusia, pentru că nu cred că pe Putin îl mai interesează opinia publică. Dacă nu vrea să comunice cu NATO sau cu cei din zona apropiată NATO, atunci va vrea să comunice doar în interior. Pentru că una din iluziile noastre și una din iluziile democrației din ultimii ani a fost aceea că, și care a dispărut acum, e o preconcepție, pentru că asta ar trebui discutate cu adevărat ce dispare după războiul din Ucraina, ca și preconcepție, a fost aceea că popoarele nu-i urmează pe dictatori. Ceea ce se vede acum este că a câștigat Putin 18% de la începutul invaziei Ucrainei până acum, în încredere, și chiar operațiunea în sine este una care nu se datorează, și este una care aprobată de 80%. Nu se datorează asta numai faptului că nu sunt informați rușii, că n-au Facebook și alte lucruri, ci și altor lucruri care sunt factori ale unei mentalități și sigur și a unei societăți rămase în urmă. Sunt voci din Occident a unor analiști, chiar și de la NATO, care spun că ar exista chiar posibilitatea ca în ziua de 9 mai să se declare război Ucrainei. Pentru că una este ce spuneau până acum, că este o operațiune specială, și nou ar putea să fie o declarație de război care să însemne mobilizare și alte lucruri. Nu știm. În orice caz, și modul cum Pentagonul a folosit comunicarea, întâmpinând majoritatea fenomenelor și hotărârilor lui Putin, încercând probabil și prin aceasta, pentru că este nespecific. În general, informațiile de genul acesta se țin și nu se anunță public dinainte ce o să facă celălalt. A fost încercarea de a-l bloca pe Putin și prin acest mod comunicațional. Adică, spunându-i, știm că vrei să faci asta și probabil că suntem pregătiți pentru asta. Nu cred că îi va reuși această mare festivitate pe care o gândește, decât pentru intern. Dar pentru intern o să-i folosească. Pentru că am văzut, marile minciuni ale propagandei ruse au fost destul de bine metabolizate de societatea rusă și chiar dacă, cum, nu știu, Hannah Arendt sau cine spunea despre Holocaust, e adevărat că nu suntem toți vinovați. Și noi ne spunem câteodată, toată lumea spune, dar sportivii ruși, de ce sunt opriți din competiții? De ce cei bogați, celor bogați le se blochează conturile? E adevărat, nu suntem toți vinovați și nici tot poporul rus nu este vinovat. Dar suntem toți responsabili. Adică responsabili suntem pentru ceea ce se întâmplă cu o țară, deci chiar dacă nu suntem vinovați. Deci, ori aici, cred că această sărbătoare de desfășurare va fi una 100% propagandistică. Nu se va putea anunța, asta spun toate datele pe care le avem în ceea ce privește dezvoltarea ostilităților pe front. Nu se va putea deconta nici măcar o victorie mică. Este un spațiu de timp prea puțin până în 9 și, după cum ne uităm la situația de pe front, nu s-a avansat, nu a avansat pe front în ultima vreme foarte mult, chiar dacă au mărit bombardamentele, de exemplu, în anumite zone, au mărit cantitatea, timpul de bombardament și alte lucruri. Deci se pare că va fi, din perspectiva operațională, din perspectiva militară, va fi mai degrabă o încercare de a ascunde o înfrângere. Pentru că în acest moment, ucrainenii spun un lucru, am vorbit și eu cu ministrul
apărării și ne-am întâlnit și la Ramstein, unde ne-a prezentat situația. Ucrainienii spun și a repetat asta și șeful Pentagonului, noi dacă avem arme câștigăm acest război. Două, trei săptămâni, dacă mă fi așa, să câștigăm acest război. E, chestiunea asta probabil că l-a incitat și mai mult și pe Putin să încerce să dea un acoperiș de propagandă acestui eșec pe care Rusia îl are. Sigur, efect ar fi, într-adevăr, cu consecințe, ar fi acela dacă în ziua de 9 ar declara război oficial, să spunem, Ucrainei, pentru că atunci ar însemna consecințe legate de mobilizarea în Rusia a poporului pentru apărarea patriei, așa cum era înainte definită asta, dar și asta e și acum e definită cam tot așa, ar însemna deschiderea unor capabilități, inclusiv probabil armamentul nuclear tactic care începe să fie, să poată fi pus, să zicem, în nu îndreptat împotriva unor țări, dar să fie activat, să zicem, într-o anumită măsură aceste proceduri. Dar să sperăm că nu va fi asta, va rămâne doar la nivelul de propagandă. Bun. Domnule Popescu, mergem și către dumneavoastră să discutăm despre propagandă. Vă invit mai întâi însă să luăm o scurtă pauză și pe cei de acasă să... Ne-am întors cap limpede continuă în această seară, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu alături de noi prin Skype, în studioul Digi24, în continuare ministrul apărării, Vasile Dâncu. Domnule Popescu, vă întrebam de propagandă. Înainte însă să vă invit să continuăm discuția, să-i anunțăm pe cei de acasă, prima doamna Statelor Unite a ajuns la București, a aterizat în urmă cu câteva momente pe aeroportul Otopeni, e o coloană oficială care se îndreaptă spre București, va rămâne în capitala României în această seară. Mâine are programată și o întâlnire cu prima doamnă Carmen Iohannis aici la București. O să revenim cu amănunte pe parcursul știrilor de astăzi. Mă întorc așadar, domnule Cristian Tudor Popescu, la dumneavoastră. Vorbeam despre propaganda rusă, despre această zi importantă pentru Moscova, 9 mai. Mai întâi aș vrea să mă refer la ceea ce spunea domnul ministru Dâncu în legătură cu sportivii. Vă rog. Cu faptul că nu au inovați, dar totuși sunt responsabili. E vorba de interzicerea drapelului rusesc, interzicerea imnului, precum și a numelui Rusia, în reprezentările sportivilor din această țară, în lume. În legătură cu asta, aș vrea să spun un lucru. Măsura pe care au luat-o organizatorii de la Wimbledon, turneul ce se va desfășura în iulie, cel mai important turneu de tenis din lume, de a nu le permite accesul la turneu jucătorilor și jucătoarelor din Rusia, este o măsură de protecție. Este o măsură umanitară pentru sportivii ruși. De ce? Ca să nu fie cumva omorâți venind la Londra sportivii ruși. De cine? Nu de englezi. Nu. Omorâți de Poseidon. Poseidon de... Nu e vorba de zeu grec. Este vorba de torpila nucleară Poseidon, care, potrivit a ceea ce se spune la televiziunea de stat, Kiseliov, chiar propagandist șef la televiziunea rusă, ne-a spus următoarele, acum vreo două zile. Dacă trimite Rusia o torpilă Poseidon de pe submarin și explodează lângă coastele Angliei, o să aibă Anglia un tsunami de 500 de metri înălțime, apă radioactivă, care va transforma întreaga Mare Britanie într-un deșert radioactiv. Da? Și după aceea a continuat. Dacă trimitem în 200 de secunde, tot la televiziunea de stat oficială rusă, în 200 de secunde, o rachetă sarmat poate să distrugă Londra sau Parisul sau Berlinul,
iar din insulele britanice nu va mai rămâne nimic. Iată deci de ce măsura de a nu-i primi acolo pe sportivii ruși este de protecție, este umanitară, că poate să-i prindă bomba lui Putin și pe ei. Nu? Bun. În ce privește ce va fi la 9 mai, poate să fie orice. Poate să fie orice. Pot să pună rușii de pildă, nu cum se aude că o să pună niște prizonieri, practic, ucrainieni, civili, să defileze îmbrăcați în uniforme prin Mariupol. Nu, pot să pună morți de pildă, galvanizați, să bage curent electric în ei și să-i pună morții sau să-i pună stive și să-i care pe niște platforme să-i arate de 9 mai acolo. Iată realizările noastre în Ucraina. Sigur, și asta pot să facă fără niciun fel de problemă în legătură cu percepția din Rusia a ceea ce face Rusia în Ucraina. Pentru că, după părerea mea, s-a înțeles prea puțin în Occident, s-au înțeles prea puțin două lucruri. Primul, nu, există următoarea idee. Dom'le, rușii au pierdut peste 20.000 de oameni, mult mai mult decât în Afganistan. Primesc sicrie acasă, rudele, mamele, copiii lor au murit acolo. Nu se poate, trebuie să se trezească. Nu. Pot să moară nu 20.000, pot să moară 20 de milioane de oameni, adică câți a trimis Stalin la moarte în al doilea război mondial și înainte, pe care i-a omorât fără să fie atacată Rusia, și rușii vor continua să-l susțină pe Putin. De ce? Pentru că ce vedem noi acum, această propagandă de un primitivism, de o absurditate, care unor oameni normali de bun simț le pare această propagandă ineficientă. Dom'le, cum să crezi așa ceva? Cum să crezi bazaconiile pe care le spun în momentul de față goarnele Kremlinului? Până unde s-a ajuns cu propaganda statului terorist fascist Rusia, că asta este în momentul de față, ne spune un regizor rus de film important, eu îl știu, din perioada comunistă, un regizor semnificativ pentru Rusia, pentru URSS, Karen Shahnazarov, care știți ce declară acum? Nici mai mult, nici mai puțin, spune așa. Este foarte serios. Oponenții literei Z trebuie să înțeleagă că dacă așteaptă milă, nu, nu va fi milă pentru ei. Pe postul Rasia 1. Ceea ce înseamnă lagăre de concentrare, reeducare și sau sterilizare. Cum sună așa ceva în anul 2022? Reeducare și sterilizare. Deci ne întoarcem, ne prăbușim, cădem în timp, lagăre de concentrare, reeducare, sterilizare. Spune regizorul rus, nu, artistul Karen Shahnazarov. Deci este injectată propaganda rusească, pare bizară acum, absurdă și incredibilă, dacă o privești numai acum, în secvența de când a început războiul. Dar ea își bazează eficiența asupra rușilor pe straturi. Sunt adunate straturi în ani și ani de zile, în zeci de ani. Putin a construit această propagandă an de an după ce a venit la putere. Pe acele straturi de propagandă se așează ce spune acum. Sterilizarea, lagăre de concentrare, reeducare, denazificare și mai departe. Poate să spună orice, pentru că are asigurat patul germinativ din care să răsară convingerile poporului rus, convingerile poporului rus.
Deci a realizat propaganda rusească, propaganda lui Putin, a realizat un lucru deosebit în materie de tehnică a propagandei. Tema ei, miezul ei fundamental care are efect asupra rușilor este metafizic. Aici nu le-a spus rușilor dacă vom cuceri Ucraina, le vom fura grânele, așa cum și fac în clipa de față. Deci rușii, pe lângă violatori și ucigași, sunt și niște tâlhari de clasă mondială. Fură cu sutele de mii de tone grâu din Ucraina, fură material radioactiv din centralele nucleare, fură uși, fură capace de WC-uri, roți de camion, piese de schimb, fură oameni pe care îi deportează în Rusia. Dar nu le spune, propaganda nu le spune rușilor, o să furăm grâu de la ucraineni și o să ne fie nouă mai ridicat nivelul de trai, o să ocupăm porturile de la Marea Neagră și o să facem noi comerț, nu ucrainenii, și iar o să ne crească nivelul de trai. Nu. Nu apelează la astfel de, să-i spunem, resorturi materiale. Apelează la ceva extrem de greu de contracarat. E vorba de un miez metafizic. Marele popor rus este aruncat în timp, în momentul ăsta, în secvența celui de-al doilea război mondial. Asta este ideea. Deci nu vor avea efect nici suferințele, iarăși o speranță în Occident. Vin sancțiunile, erodează, o să fie oameni nemulțumiți. Au o rezistență, o să vedeți, o rezistență uriașă. Sunt capabili să suporte foarte mult și să creadă orice le spune Putin, pentru că Putin i-a pus în situația asta mentală, i-a aruncat cu 70 de ani înapoi, a reușit, și să știți că un astfel de miez metafizic este poate cel mai puternic în propagandă. Și aș vrea imediat, domnule, aș vrea să mai spun neapărat ceva, pentru că trebuie neapărat spus despre asta cu Hitler și cu ce a spus. Absolut. Știți ce aș vrea să vă invit, domnule Popescu, domnule Dâncu, să continuăm discuția 10 minute și după fix, ca să avem vreme să comentăm și acea declarație și felul în care până la urmă s-au poziționat și autoritățile izraeliene, atât inițial cât și ulterior. Deci o să vă invit, domnule Popescu, să vorbim pe larg despre acea declarație și acel... Da? Bun. Iată ce aș... Termin imediat, domnule ministru. Vă rog. Deci iată ce aș vrea să spun aici. Cel mai dezamăgitor mi se pare răspunsul premierului izraelian Naftali Bennett, care declară acum că a discutat cu Putin și că Putin și-a cerut scuze pentru ce a spus Lavrov. Reamintesc, Lavrov a spus că nu e o problemă că președintele Ucrainei este evreu, poate să fie și nazist, pentru că, la urma urmei, Hitler avea sânge evreiesc și cei mai mari antisemiți au fost evrei. Ce rezultă pe cale de consecință este că evreii sunt omorâți de evrei, au fost omorâți de evrei în Holocaust, da? Și că ucrainienii sunt omorâți de ucraineni, nu de ruși. Asta vrea să spună domnul acesta, domnul Lavrov. E, ce spune Bennett, Naftali Bennett? Spune, Putin a cerut scuze pentru ce a spus Lavrov, vorbind cu mine premierul Naftali Bennett. După care Kremlinul dă comunicat unde nu pomenește absolut nimic de nicio scuză în legătură cu ce a spus Lavrov. Ce, cum adică, ce scuze? Ne spune Naftali Bennett, care e premierul Israelului, cum să te mulțumești cu așa ceva? Păi ce a spus Lavrov este o jignire adresată înspăimântătoare, adresată poporului evreu, nu Naftali Bennett, care vorbește la telefon el cu Putin. Nu, e adresată poporului evreu din întreaga lume,
și este adresată tuturor oamenilor de bun simț și de bună conștiință din întreaga lume, indiferent că sunt evrei sau nu. Nu, că mie mi s-a suit sânge la cap, eu nu sunt evreu, când am văzut ce declară domnul Javrov. Ăsta despre care vorbesc unii și alții pe la televiziune, că vă că sunt invitați, e invitat ăsta, fala politicii externe românești, Meleșcanu, da? E invitat, l-am văzut și la Digi într-o seară, invitat. E invitat să ne spună cât de distins diplomat este Javrov. Domnul Cioroianu, la fel, vai da ce distins diplomat, ce distins băiet este domnul Javrov, da? Deci, acest individ a spus și a transmis acest mesaj, nu și-a cerut scuze, n-a prezentat scuze domnul Lavrov. Nu, vine Putin și îi spune la ureche, la telefon, lui Naftali Bennett, trebuia să existe o retractare, trebuia să existe scuze publice, așa cum a fost afirmația ale lui Lavrov, sau dacă vrea să-și asume Putin, să iasă public Putin și să spună acest lucru. După părerea mea, este o a doua jignire ceea ce a făcut premierul Israelului, spunând și că scuzele au fost acceptate. Vă rog. Domnule Dan, da, comentariul care vreau să-l fac era următorul, apropo de această idee interesantă a unui miez metafizic al propagandei ruse. Propaganda rusă s-a creat în vremuri, are vechime, are școală și nu lucrează aiurea și nu lucrează cu fapte, lucrează cu idei. Și un efect al acestei transcendențe pe care o gândesc ei tot timpul este următorul efect pe care l-a pomenit și Hannah Arendt într-o carte despre banalizarea răului. Este vorba de faptul că nu te mai poți pune în locul celuilalt. Și aici, ce spune domnul Cristian Tudor Popescu despre Lavrov, despre Putin și ceilalți, ei nu simt acest lucru pentru că nu se pot pune în locul celorlalți. Deci ei cred că sunt victimele propriei propagande. Există o narcoză de grup care cuprinde un popor în această situație și nu mai poate să gândească bine situația celuilalt. Și noi credeam și am văzut, toată lumea spunea, dacă o să vadă, să transmiteți rușilor, să vadă cum mor copiii, cum mor femeile. Este greu să înțeleagă acest lucru pentru că pur și simplu nu pot să facă acest lucru. Iar sigur că politicienii și răspunsul premierului este cu adevărat nepotrivit ca să fiu diplomat. Pentru că este vorba de a întări mai degrabă prin aceasta, mai degrabă întărește o afirmație decât reușești să acoperi cumva un scandal, pentru că simți că nu ai un guvern foarte puternic, de exemplu, acolo, simți că ar trebui să reacționezi cumva și nu poți, pentru că știm că nu există o majoritate serioasă acum pentru guvernul din Israel. Dar dincolo de asta este o chestiune, până la urmă, cu adevărat, de a gândi strategic și cred că a fost o mare greșeală tipul ăsta de răspuns sau de încercare de a mușamaliza, ca să spunem, un fapt destul de grav, o afirmație foarte gravă pentru secolul 21 în care trăim. Bun. Vă propun, domnilor, să continuăm dialogul și să tragem concluziile. Mai întâi să luăm o scurtă pauză. Le reamintim. Am întors Cap Limpede, o ediție specială a emisiunii Cap Limpede. Continuă pentru câteva minute. Tragem concluziile. Sunt alături de noi în continuare gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu prin Skype, iar în studioul Digi24, ministrul apărării Vasile Dâncu. Încep cu dumneavoastră, domnule Dâncu, este o informație venită în această dimineață, neconfirmată din surse oficiale, potrivit căreia o a doua fregată rusă, aflată în Marea Neagră, aproape de Ucraina, ar fi fost lovită de rachete ucrainene. Puteți confirma această informație? Nu putem nici confirma, nici infirma această informație. Am preluat-o ca atare, dar nu s-au terminat verificările pentru a vedea că este veritabilă. Nu este exclus ca să fi fost o dată dusă la fund o fregată rusească în Marea Neagră, dar ne îndoim asupra numelui de Makarov, despre care s-a vorbit în comunicatele presei. Dar
Este posibil, vom anunța și noi atunci când vom avea o confirmare. Deocamdată nu avem o confirmare. Bun, mulțumesc foarte mult pentru această informație. O să revenim așadar pe măsură ce aflăm mai multe detalii. Mă întorc la dumneavoastră, domnule ministru. Moldova. Au existat în ultimele săptămâni o serie de informații apărute în presa internațională legate de posibilitatea ca forțe transnistrene, îndemnate desigur de Rusia, să atace într-o formă sau alta Republica Moldova. Dacă această informație sau dacă acest scenariu s-ar transforma în realitate, ce ar putea să facă România? În acest moment, așa cum am discutat și noi, discutăm zilnic cu autoritățile din Republica Moldova, nu există această posibilitate, nu sunt date că ar exista o posibilitate de atac la adresa Republicii Moldova și nici de alte tipuri de ostilități armate în Transnistria. În ceea ce privește posibilitatea, de asemenea, dacă ne uităm și știm destul de bine ce arsenal există în Transnistria, oamenii care există, nu există un potențial nici armat pentru a ataca Republica Moldova, Transnistria. Sigur, există posibilitatea ca să se încerce prin cele trei evenimente care au fost atacarea sediului securității din Transnistria, acele radare și încă o explozie, să se încerce să se naște un conflict pentru a interveni Rusia în acest caz. Dar în acest moment autoritățile din Republica Moldova și noi considerăm că este destul de mică probabilitatea pentru asta. Sigur că în această situație, dacă ar fi o asemenea situație, noi, România, poate să aplice doar procedurile pe care le aplică NATO, pentru că suntem membri NATO și nu putem acționa altfel de cum ar face NATO în acest moment. Am văzut că au fost și declarațiile unor țări care au spus că vor să ajute din punct de vedere militar Moldova. Moldova este o țară neutră, s-a declarat neutră, poate că autoritățile mai vechi, foarte aproape de Moscova, au făcut în așa fel încât ca Moldova să fie neutră. Și din acest statut de neutralitate, în acest moment, nu poate să nici să primească armament, ar fi o provocare și o escaladare la adresa vecinilor. În principiu nu există șansa aceasta. Sigur că dacă s-ar ajunge la asta, atunci sigur vom hotărâ împreună cu ceilalți ce se poate face în această situație, în afara intervenției pe un teritoriu care nu este a unui stat NATO. Sigur că nu avem posibilitatea unei intervenții militare, asta este clar. Domnule Popescu? Aveți o întrebare? Întrebarea este așa. În opinia dumneavoastră, România poate face ceva într-un astfel de scenariu? Legătură o eventuală cu atacare într-o formă sau alta a Republicii Moldova? Am mai discutat lucrul acesta într-o emisiune anterioară. Spuneam că există soluția 1940, să nu facem nimic, pur și simplu, să ne uităm. Și o soluție militară, în acest caz, a României nu este posibilă, în mod evident, cum spunea și domnul ministru. România face parte din NATO, nu poate să aibă niște acțiuni de sine stătătoare militare în raport cu Moldova, dar nu pot să exclud posibilitatea ca niște cetățeni, pur și simplu, din România, să treacă granița și să lupte acolo în Moldova, să aibă această dorință de a se alătura românilor din Moldova. Dar aș vrea să pun o întrebare, să-i pun o întrebare. Vă rog. E ceva ce n-am înțeles, domnului ministru. În discursul său, după întâlnirea cu președintele lituanian, cu domnul Gitanas Nauseda, președintele Iohannis, adică domnul Nauseda, i-a mulțumit președintelui Iohannis, așa, îi mulțumesc domnului președinte pentru
pentru, ca să fiu foarte exact, îi mulțumesc pentru avioanele de luptă care se vor întoarce în zona Baltică în 2023 pentru misiuni de apărare. Despre ce avioane de luptă este vorba? Este vorba despre rotația privind poliția aeriană la care participă și România. Deci, noi am patrulat și în trecut în această zonă, patrulele de poliție aeriană care merg din Marea Neagră până în Marea Nordului pe tot flancul estic, sunt asigurate prin rotație. În acest moment, noi avem 20 de avioane care sunt ale Statelor Unite în România, Italia, Marea Britanie, care fac parte dintr-o forță multinațională, sunt Eurofighter Typhoon, și care asigură în acest moment, când am lăsat și noi, pentru moment cel puțin, migurile la sol, asigură poliția aeriană și securitatea spațiului nostru aerian, așa cum sunt normativele NATO. În viitor va trebui să mergem și noi și să patrulăm așa când ne vine rândul pentru zona Baltică. Deci este vorba de o operație de rutină, ca să spunem așa, cel puțin după 2014, când a început prezența înaintată pe flancul estic, în care ajungem să patrulăm acolo. Avem și un batalion românesc în acea zonă, în cadrul forțelor NATO, tot pe principiul acesta al reciprocității. Deci este o formă de apărare colectivă, încă nu este de apărare colectivă, dar va fi în viitor. Dar acesta era conceptul de securitate colectivă la care participăm și noi. Am înțeles, domnule ministru, deci este o politețe excesivă din partea președintelui lituanian, pentru că înțeleg că e vorba de o procedură de rotație regulată, nu avea de ce să ne mulțumească. Nu? Să-i mulțumească președintele Iohannis pentru asta, pentru că ne venea rândul, nu? Sigur, dar am înțeles. Țările baltice nu au escadrile care să facă probabil și la noi acest lucru. Ei compensează prin altceva prezența lor la NATO și probabil că a fost și o formă, sigur, de diplomație și de cum se cădenie, ca să zic așa. Bine că avem și noi ce trimite, ce avioane, dar și bine că nu sunt MiG-21. Ca să mai recolteze ceva pe acolo și până Lituania, până pământ. Voiam să vă mai spun că în sensul ăsta al propagandei metafizice rusești, cum procedează, domnule? Deci, îndată ce Suedia și-a manifestat interesul de a intra în NATO, acum și destul de repede, au început să apară panouri în Rusia, la Moscova, au apărut panouri pe care scrie așa: Astrid Lindberg, o scriitoare importantă suedeză, Ingmar Bergman, marele regizor suedez, și Ingvar Kamprad, adică fondatorul IKEA, naziști. Nazist, nazist, nazist. Da? Deci, vă dați seama, sunt capabili de absolut orice. În clipa în care le intră în vizor o țară, dintr-un motiv sau altul, acolo ei vor găsi cu siguranță niște naziști și în România, dacă va fi cazul, dacă au pata pusă la un moment dat pe noi, vor găsi naziști și vor găsi niște asupriți ruși sau în legătură cu rușii ceva în țara respectivă. Nu știu, la noi ar putea să găsească asuprite cuvintele de origine slavă, de pildă. Nu râdeți. Vorbesc foarte serios. Să spună că, de fapt, limba română este o limbă slavă, poporul român este un popor slav și nu sunt lăsați oamenii să vorbească un fel de rusă pe aici, până România, de către naziștii care se află la putere. Între altele, acolo la putere este și președintele țării, este nemț, prin urmare nazist. Ca și Volodimir Zelenski, care este evreu, prin urmare nazist. Da? Deci, de ce spun toate astea? Pot să spună acum orice despre orice. Acest tip de propagandă eu nu l-am mai întâlnit. Adică au lăsat la o parte orice fel de calcul, orice fel de, totuși, de
o minimă logică, o însăilare, măcar să bage acolo un sfert de adevăr, o zecime. Nu. Nu. Livrează la nivelul ăsta, cum v-am spus. Și în sensul ăsta aș vrea să enunț o teză acum, pe care aș fi bucuros, sper, ca domnul ministru Dâncu să mi-o contrazică. Vă rog. Anume, mie mi se pare că toate aceste discuții controverse acum în legătură cu sportivii ruși, în legătură cu oamenii de cultură ruși și cu alte legături, ne mai vorbim de cele economice, de cele politice, diplomatice cu Rusia, se discută ca și cum ar exista un viitor în care ele ar putea fi reluate. Ori eu nu văd un astfel de viitor. După părerea mea, cu Putin la putere, care va rămâne la putere, orice s-ar întâmpla. Este o speranță înduioșătoare a NATO și Uniunii Europene că Putin va fi înlăturat. Nu va fi înlăturat. Acum văd că se vehiculează că îl operează de cancer la tiroidă. Poate să-l opereze și de metastaze din cap până în picioare. Putin va rămâne în viață și va rămâne în continuare acolo susținut de 80% din poporul rus, care va fi de părere că toți ceilalți trebuie sterilizați și reeducați. Asta este situația. Atitudinea regimului Putin și a Rusiei în clipa de față, a cetățenilor și a reprezentanților ei, este de separare de Occident. Nu fac niciun de Europa, în primul rând, că Statele Unite sunt peste ocean, dar de Europa, domnule. Este de separare de Europa. Nu fac niciun fel de demers pentru a încerca să păstreze cât de cât relațiile cu Europa. Și atunci eu nu văd decât o Rusie izolată în viitor. Singura modalitate de a te proteja de această putere sălbatică, această putere criminală, primitivă, de acest stat fascist care s-a conturat pe termen lung, nu văd altceva decât izolarea pe toate planurile. Eu aș merge până la interzicerea prezenței cetățenilor ruși în Uniunea Europeană. De orice fel. Aștepta domnul Popescu, domnule Dâncu, să-l contraziceți. Mi-ar fi plăcut să-l contrazic pe domnul Popescu aici, dar nu am argumente foarte serioase decât această speranță, iluzia Europei, că la o dată și o dată vor recupera Rusia. Iluzia asta o știm noi, cei care am citit un pic de literatură sau am văzut filme și i-am cunoscut pe europeni acum, în acești ani. Tot timpul se vorbea că Europa nu este, fără Rusia nu este nimic, fără cultura rusă. Așa cum ne țin unii teorii despre cultura rusă, care cu siguranță că poate au văzut niște filme, dar foarte puțin știu despre ce vorbesc. Și eu cred acest lucru, că în acest moment este ca și iluzia cealaltă cu vine criza și revenim la normalitate. Niciodată nu mai revii la normalitatea de dinainte. Va fi cu totul altceva. Și Rusia a pornit în acest moment, oricât de umaniști am fi, oricât de iluminiști, orice am crede, a pornit pe un drum fără întoarcere. Putin, în momentul acesta, continuând, sigur, un filon care există în cultura rusă și care a fost cultivat de ei prin propagandă, excepționalitatea asta imperialistă, așa, Putin, în primele lui discursuri, vă aduceți aminte că a vorbit exact despre separarea de lumea civilizată. Nu este numai separarea de Occident. Cumva se suprapun. A vorbit despre faptul că noi apărăm tradiția, normalitatea, suntem împotriva globalismului, tot ce înseamnă progres, tot ce este nou, toate valorile modernității le neagă și va duce poporul înspre această direcție. Nu sunt sigur că dacă Putin va cădea, Rusia va urma, să spunem așa, o cale dintr-o dată occidentală, pentru că este o mică parte din... Domnule ministru, n-ar veni Medvedev a doua zi? Nu vi se pare foarte potrivit să-l înlocuiască pe Putin? Ar fi noul. Și tânăr. Ar fi vechiul care devine nou de fiecare dată când se învârte roata istoriei. Niciodată. Cred că Rusia se condamnă și oricât am fi noi de umaniști, oricât am fi poate de nostalgici, Rusia nu a participat la modernitatea aceasta a noastră.
la chinurile pe care le-a avut și Europa ca să se nască după al doilea război mondial. Nu a participat la acestea, nu participă nici acum, în niciun fel n-a participat la tranzițiile dureroase pe care le-am experimentat noi. De aceea a rămas pe loc și va rămâne pe loc și merge în contrasens cu istoria, cred eu, în acest moment. Și își va găsi tot mai puțin parteneri, pentru că a încercat cu țările africane, cu partea de nord sau cu partea centrală, a încercat cu China. Dar nici aceste, și aceste țări își vor da seama la un moment dat și nu vor mai putea să beneficieze sau să zicem să profite de ce ar putea să le dea Rusia. Este un eșec istoric pentru Rusia și, din păcate, și eu cred că, până la urmă, are rădăcini istorice și va merge în viitor în aceeași fundătură a istoriei. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru dialogul din această seară. Doamne